Consiliul de astăzi, vă rog, este creat prin ordinul ANACEC, Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, din ședința sa din octombrie anul acesta. Componența Consiliului este următoare. Președinte Valentin Arion, doctor habilitat, profesor UTM. Da. Doamna Gusu Chetrușcă, Corina, doctor în științe tehnice. Domnul Ambros Tudor, doctor habilitat, profesor universitar UTM. Domnul Gropa Victor, doctor în științe tehnice, conferențiar UTM. Doamna Cluțu Viorica, doctor conferențiar UTM. Și doamna Chelmenciu Corina, doctor conferențiar UTM. Pretendentul la titlul de doctor, domn profesor, luați loc, da? Pretendentul la titlul de doctor astăzi, vă rog în ședință dată, este doamna Murdide Caterina, care va prezenta lucrarea sa, teza sa, intitulată, după cum vedeți, elaborarea modelelor matematice a elementelor sistemelor electroenergetice bazate pe tehnologia măsurărilor sincronizate. Conducător științific e domnul profesor universitar Ion Stratan, colegul nostru. Vă rog la această lucrare, prin același ordin a ANACEC, sunt numiți doi referenți oficiali. Unul din ei, domnul Chiorțac Mihai, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar la UTM, și al doilea, domnul Radilov Tudor, doctor conferențiar. Toți sunt prezenți. Deodată salut prezența dumneavoastră și drum bun. Conform, vă rog, scenariului, cuvântul îi ofer acum secretarul științific pentru a prezenta dosarul pretendentului. Mulțumesc, da, vă rog. Domn președinte. Bună ziua, stimați colegi. Doamna Murdide Caterina, candidat la titlul științific de doctor în științe inginerești, a depus în Consiliul Științific Specializat următoarele acte. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC numărul 2 din 27 octombrie 2023 cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezilor de doctor. Teza și rezumatul elaborate conform cerințelor. Hotărârea seminarului științific de profil în baza examinării tezei de doctor, procesul verbal numărul 1 din 03.07.2023. Lista de prezență a membrilor seminarului științific de profil. Formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil, conform anexei 12 din regulamentul ANACEC. Procesul verbal la seminarului științific de profil, procesul verbal numărul 1 din 03.07.2023. Lista lucrărilor științifice la tema tezii, semnată de autor și certificată de secretarul științific al seminarului UTM. În număr avem 8 publicații. Suplimentul publicațiile la tema tezii de doctorat. Avizul pozitiv al seminarului științific al Departamentului Energetică din cadrul Universității Tehnice din 12.04.2023. Extrasul din procesul verbal numărul 5 al ședinței Departamentului Energetică din 07.04.2023. Avizul conducătorului științific Ion Stratan, profesor universitar, doctor. Listele organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele cu ștampila poștii, inclus în dosar la data de 24 noiembrie, corespunzător cerințelor de a fi expediate cu minim 30 de zile înainte de susținerea publică.
Adeverința de depunere a tezei de doctor sau doctor habilitat în fondul Bibliotecii Naționale Republicii Moldova va fi inclus în dosar în termen de 5 zile de la susținerea publică, conform cerințelor. Dosarul depus corespunde în totul actelor normative ale ANACEC. Teza și autoreferatul au fost transmise la timp membrilor Consiliului, referenților oficiali, Bibliotecii Tehnico-Științifice a Universității Tehnice a Moldovei, precum și instituțiilor care au fost menționate. Dacă sunt întrebări privitor la dosar, vă rog să ne le adresați. Dosarele le avem aici în față. Da, vă mulțumesc, doamnă. Acum urmează să-i oferim cuvântul doamnei pretendent, autorul tezii, Ecaterinei Mordit. Ecaterina, aveți cuvântul și ca timp în jur de 20 de minute să prezentați conținutul și rezultatele obținute în lucrare. Vă rog. Da. Bună ziua, onorată asistență, stimați președintele, secretar și membrii Consiliului Științific, stimați referenți oficiali. Astăzi vreau să vă prezint rezultatele cercetărilor din cadrul tezii de doctor cu titlul Elaborarea modelelor matematice ale elementelor sistemelor electroenergetice bazate pe tehnologia măsurărilor sincronizate. Actualitatea temei este determinată de necesitatea asigurării a gestionării eficace pentru sistemele electroenergetice în Republica Moldova, în condițiile când acesta se caracterizează cu extinderea generării distribuite, cu gradul sporit de uzură fizică și finanțare slabă de modernizare echipamentului electric. În aceste condiții, eficacitatea gestionării a sistemului electroenergetic depinde direct de acuratiența suportului informațional despre starea sistemului și despre datele modelelor matematice utilizate pentru a caracteriza acest sistem. Parametrii schemelor echivalenții pe bază cărora sunt formate modelele matematice se pot modificat sub influența factorilor externi. Și în aceste condiții, dezvoltarea tehnologiilor de măsurări fazoriale sincronizate va asigura un impuls semnificativ pentru procesul de actualizare a modelelor matematice și pentru suportul informațional a procesului de gestionare a rețelelor electrice. De aceea a fost formulat și scopul lucrării, dezvoltarea metodelor și algoritmurilor de modelare matematică a elementelor ale sistemului electroenergetic pe bază implementării tehnologiei măsurărilor fazoriale sincronizate. Și în vederea atingerii scopului expus, au fost stabilite 6 obiective principale, dedicate atât analizei lucrărilor în domeniul de cercetare, cât și a dezvoltării metodelor și abordărilor noi pentru utilizarea tehnologiei de măsurări fazoriale sincronizate. Da, sigur, domnului Trampos. Teza cuprinde 4 capitole, introducerea, concluzii și recomandări, iar studii de caz sunt prezentate în anexele tezei. Teza dată, problema de identificare parametrică a modelelor matematice este rezolvată cu ajutorul tehnologiei măsurărilor fazoriale sincronizate. Și anume, accent pe identificare parametrică este pus în această teză. În prezent, parametrii schemelor echivalente de regulă se determină după datele de catalog sau de referință. Dar numeroase cercetări în acest domeniu arată că pe parcursul funcționării echipamentului electric parametrii pasivi ai transformatoarelor de putere și liniilor electrice se modifică din mai multe cauze. De exemplu, aici este prezentat tabel cu cauzele sau motivele de apariția erorilor
în identificarea parametrilor liniilor electrice și următorul tabel arată aceeași situație pentru transformatoarele de putere. Un grad ridicat de automatizare a procesului tehnologic și atât îmbunătățirea sistemului de măsurare și apariția tehnologiei acestei de măsurări fazoriale sincronizate oferă oportunitate tehnică pentru a actualiza parametrii în mod automat, fără a interfera cu procesul tehnologic echipamentului electric. Câteva cuvinte despre tehnologia măsurărilor fazoriale sincronizate. Tehnologia măsurărilor fazoriale sincronizate are două caracteristici cheie. În primul rând, măsurarea parametrilor de regim se realizează cu legare la un semnal de timp exact, de înaltă precizie, un marcaj de timp, și măsurătorile sunt fazoriale, adică nu sunt măsurate doar valorile eficace ale curenților și tensiunilor, dar și unghiurile de difazaj ale acestor. Tehnologia aceasta încadrează în diferite norme și standarde, unde se utilizează termenii fazor sincronizat, dispozitiv de măsurări fazoriale sincronizate, din limba engleză PMU, concentrator de date fazoriale sincronizate, din limba engleză PDC. Și structura tradițională pentru acest sistem de măsurări fazoriale sincronizate cuprinde atât dispozitivele de măsurări fazoriale sincronizate PMU instalate în nodurile rețelei electrice, cât și concentratoare de date, funcția căror este prelucrarea datelor, stocarea și archivarea. Efectul introducerii tehnologiei măsurării fazoriale sincronizate este exprimat prin îmbunătățirea calității suportului informațional, creșterea curateței calculilor regimului permanent de funcționare, creșterea stabilității funcționării echipamentului electric, reducerea numărului de încălcări tehnologice în sistemul electroenergetic și poate fi văzut la diferite nivele de gestionare a rețelelor electrice. Ține cont de situația în Republica Moldova, pot să spun că aspecte atât importante, precum sincronizarea sistemelor electrice de energie a Ucrainei și Republicii Moldova cu sistemul ENSOE în martie 2022, atât și stimularea dezvoltării surselor regenerabile de energie electrică conform strategiei energetice SEM 2050, accelerează acest proces de implementare și dezvoltare a tehnologiilor de măsurări fazoriale sincronizate în Republica Moldova. Iar cu sprijinul financiar al USAID și USEA, până în anul 2025 va fi realizat primul proiect de implementare tehnologiei de măsurări fazoriale sincronizate la noi în Republica Moldova. Pe baza unei analize a cercetărilor în domeniu și cu ajutorul metodelor elaborate în cadrul acestei teze, a fost realizată clasificarea metodelor existente de identificare a parametrilor pasivi a schemelor echivalente pentru liniile electrice și pentru transformatoarele de putere. Iar în cadrul tezei au fost derivate formule și expresii pentru determinarea parametrilor pasivi a liniilor electrice, conform datelor măsurărilor realizate într-un singur regim și în două regimuri, folosind metoda bilanțului curenților la noduri, metoda bilanțului puterilor la noduri și metoda unui quadripol pasiv. Aceste metode permit folosirea schemei echivalente a liniei electrice atât cu parametrii concentrați, cât și cu parametrii distribuiți.
Aici sunt prezentate formulele derivate pentru metoda bilanțului curenților la noduri și metoda bilanțului puterilor la noduri, conform datelor măsurărilor realizate în două regimuri de funcționare. La fel, au fost obținute formule de calcul pentru metoda unui quadrupol pasiv în cazul datelor măsurărilor realizate în două regimuri. S-au obținut rezultatele bune pentru diferite metode aplicate, ceea ce confirmă veridicitatea metodelor propuse pentru identificarea parametrilor liniilor electrice. La fel, au fost elaborate metode de identificare a parametrilor transformatoarelor cu două înfășurări. În cazul acesta, transformator cu două înfășurări poate fi prezentat cu schema echivalentă în formă de G, P, T sau în formă de un quadrupol activ. Au fost obținute și expresii pentru calcul parametrilor schemelor echivalente în formă de G, P și T, exprimate prin coeficienții fundamentali ale quadrupolului. La fel, ca și pentru linie electrică, pentru transformator cu două înfășurări pot fi aplicate expresii pentru calcularea parametrilor pasivi, folosind metoda bilanțului curenților la noduri, bilanțul puterilor la noduri. Și corectitudinea metodelor dezvoltate a fost verificată pe baza modelelor de transformatoare cu două înfășurări, iar coincidența rezultatelor obținute prin diferite metode cu parametrii reali caracterizează corectitudinea metodelor dezvoltate. De asemenea, au fost propuse metode pentru identificarea parametrilor transformatoarelor cu trei înfășurări, bazate pe schemele simplificate, schemele echivalente simplificate de prezentare a transformatorului cu trei înfășurări. Aici a fost format un sistem de ecuații cu 8 necunoscute. În al treilea capitol este dezvoltată problema de amplasare optimă a dispozitivelor pentru măsurări sincronizate, fazurale sincronizate. Se explică faptul că, din punct de vedere tehnic și economic, nu este rațional să se instaleze dispozitivele acestei PMU în toate nodurile rețelei electrice, ci observabilitatea completă a rețelei electrice poate fi atinsă cu un număr optim mai mic a dispozitivelor. Și în teză se propune o nouă abordare pentru amplasarea optimă a dispozitivelor de măsurări fazurale sincronizate, anume metoda mărimilor determinante. Mărimi determinante reprezintă un set minim de curent sau de tensiuni în nodurile rețelei electrice, pe bază cărora se pot determina ceilalți curenți și tensiuni cunoscute. În acest caz, sistemul de ecuații nodale în formă matricială poate fi definit cu expresie în care între matrice admitanțelor nodale. Și dacă în urma transformării acestei matrice ea se partiționează în patru submatrice, în patru sublocuri, atunci o matrice, o submatrice, are structura particulară, triunghiulară inferior, quasi-bandă, quasi-tridiagonală sau diagonală. Pe slide-ul acesta sunt prezentate niște exemple unde matricea admitanțelor nodale cuprinde submatrice de structură triunghiulară inferior și submatrice de formă quasi-bandă.
În această teză sunt propuși doi algoritmi noi pentru determinarea amplasării optime a dispozitivelor de măsurări fazoriale sincronizate. Și anume algoritmul A1 și A2. Diferența dintre aceste algoritmi constă în aceea că algoritmul A1 presupune că fiecare dispozitiv PMU asigură numai măsurarea fazorilor tensiunilor la noduri, iar în algoritmul A2 dispozitivele PMU asigură atât măsurarea fazorilor tensiunilor, cât și a curenților în ramuri incidente nodului unde a fost instalat acest dispozitiv. În urma dezvoltării acestor algoritmi au fost propus un protocol, niște pași sau reguli pentru determinarea numărului minim de dispozitive și locuri pentru amplasarea lor. Atât pentru algoritmul A1, cât și pentru algoritmul A2. O analiză comparativă a rezultatelor prezentate în teză demonstrează că algoritmii A1 și A2 asigură un număr echivalent sau mai mic de dispozitive în comparație cu diferite algoritmi altor autori din acest domeniu de cercetare. Și în ultimul capitol a fost dezvoltată ideea unui avantaj ce aduc algoritmul A1 și A2 în calculul regimului permanent de scurt circuit și anume accelerarea procesului de calcul. Minimizarea timpului necesar pentru calcul se realizează prin utilizarea metodei mărimilor determinante și transformării matricii bloc a sistemului de ecuații lineare. Aceleași algoritmi A1 și A2 au fost verificate pe baza unei scheme test cu 14 noduri, IEE-14, și datele obținute au fost comparate cu rezultatele calculului efectuat în programul specializat RasterWin. Și se vede că valorile practic coincid atât pentru algoritmul A1, cât și pentru algoritmul A2. Deși metodologia de calcul în aceste două algoritmi diferă. Și nu în ultimul rând, aici, în capitolul 4, a fost pusă problema de dezvoltare unui algoritm liniar de estimare a stării statice, bazate pe utilizarea exclusivă a măsurărilor fazoriale sincronizate. Și algoritmul propus în această lucrare este bazat, cum am spus, pe utilizarea exclusivă a dispozitivelor PMU și în cazul acesta obținem sistemul de ecuații lineare, iar comparația rezultatelor primite conform algoritmului liniar de estimare stării statice și rezultatele primite din programul specializat RasterWin arată corectitudinea metodei abordate, metodei dezvoltate. Concluzii. Pe baza rezultatelor teoretice și practice ale cercetării se formulează următoarele concluzii. În primul rând, a fost elaborată clasificarea metodelor de identificare a parametrilor pasivi pentru linii electrice și transformatoarele de putere. Sunt elaborate metodele
Pentru determinarea parametrilor pasive, atât pentru linii electrice, cât și pentru transformatoarele de putere, pe baza metodei bilanțului curenților la noduri, bilanțul puterilor la noduri, metodei quadripolului. Și aceste metode pot fi aplicate atât pentru măsurări efectuate într-un regim, cât și efectuate în două regimuri de funcționare a obiectului studiat. Au fost obținute relațiile analitice pentru determinarea parametrilor pasivi ale transformatorului cu două fișuri prezentate cu schemele echivalente în formă de G, P și T prin utilizarea coeficienților fundamentali ale quadripolului. S-au dezvoltat algoritmi de amplasare a dispozitivelor de măsurări fazoriale sincronizate și analiza comparativă a rezultatelor obținute arată că algoritmii propuși asigură un număr mai mic sau același număr de dispozitive necesare pentru instalare față de algoritmii cunoscuți. Iar algoritmii care au fost dezvoltați au și un avantaj suplimentar pentru că asigură efectuarea calculului regimului permanent de funcționare prin procedeile accelerate și luptă accelerate. Ca recomandări, pot să spun că din cauza faptului că parametrii schemelor echivalente se modifică pe parcursul funcționării echipamentului electric, se recomandă utilizarea metodelor de identificare pe bază tehnologiei măsurărilor fazoriale sincronizate pentru a actualiza parametrii reali efectivi a schemelor echivalente. Datele pentru efectuarea calculurilor pot fi obținute de la dispozitivele de măsurări fazoriale sincronizate situate la nodurile rețelei care au fost identificate conform algoritmilor dezvoltați în cadrul acestei lucrări. Și parametrii actualizați în așa mod pot fi utilizați ulterior pentru estimare stării statice mai eficiente și pentru calcul accelerat al regimului permanent de funcționare. Direcții și obiectivele ale cercetării ulterioare se propune direcționarea cercetărilor spre crearea unui software pentru determinarea parametrilor pasivi a schemelor echivalente pentru unui software pentru amplasarea optimă a dispozitivelor măsurări sincronizate fazoriale în nodurile rețelelor electrice și o direcție aparte, dar foarte promițitoare, este studiul de estimare stării statice în rețelele de distribuție. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Ecaterina, vă mulțumim și noi pentru prezentare. Ca timp totul foarte bine, absolut 10 minute. 20 de minute. Și acum, stimați colegi, cine are avut întrebări, puteți să-i formulați pe loc și începem să obținem răspunsul. Da. Întrebări, cine? De pe loc. Membrii Consiliului, cât și cei din sală. Da. Da, domnule. Doamne Cătălină, eu vreau să întreb pe programele cum se utilizează de către moarul de lecți ca la capul regimului, da? Acum ele pot fi compatibile cu, vreau să zic, măsurările fazoriale aici sincronizate, care se pot pune a fi realizate? Eu cred și sper că implementarea acestor tehnologii noi va aduce un avantaj pentru programele care sunt deja existente, da? Dar presupun că atât Mold Electrică ca și alte organizații vor fi obligați să instaleze, să cumpere alte programe mai avansate.
modificarea softurilor existente acolo, vreau zic, că noi trebuie cu radical de ele. Cu puterele proprii ceva e complicat. Complicat, da. Fără da. Întrebări. Domnul, eu am o mică întrebare. Da. Poate ea nu e atât de mică, dar oricum n-ați spus nimic aici la tema ce tehnică, ce metodă de optimizare a punctelor de măsurare ați aplicat, ori este aplicată aici în determinarea păsării optimii a măsurărilor, în rețea. Dacă se poate, dezvoltați întrebarea. Da. Deci, dumneavoastră ați spus nu odată că punctele da. De măsurare ar urma să fie optimizate, locațiile să fie optimizate. Da. Și nu a instalat măsurări absolut în toate punctele nodurile din sistem. Și atunci eu întreb, dacă noi optimizăm locația măsurărilor, punctelor de măsurare, atunci care este tehnica, ori metoda aplicată aici de optimizare pe rețea? Problema de amplasare optimă a dispozitivelor este o problemă combinatorică. Deci mai are mai multe variante, mai multe soluții. Și scopul final este de a găsi soluția optimală, cea mai bună, cu cel mai mic număr de dispozitive, pentru că de la numărul dispozitivelor crește și prețul. Cheltuieli. Și de aceea aici este aplicată metoda anume matematică pentru identificarea acestor puncte unde noi trebuie să instalăm dispozitiv. Că tare noi nu facem optimizarea sistemului, da? De măsurări sincronizației. El reprezintă un complex unde intră și PMU ca dispozitiv inițial și concentrator și mai departe. Noi determinăm număr minim și optimal din punct de vedere. Caterina, aici e clar, dar totuși, care metodă, bănuiesc, e una matematică standardă, metodă cunoscută, ori ați dezvoltat-o dumneavoastră, dacă e combinatoric, poate să se întâmple că e propus pe loc aici, am devenut prea de dată. Care este metoda, tehnologia de optimizare? Da, metoda principală este metoda mărimilor determinante, și anume metoda tensiunilor modal determinante. Deci, folosind matricea această admitanțelor nodali, noi determinăm structura. Dacă ați văzut acolo, sunt prezentate, este o abordare de a prezenta matricea admitanțelor în formă de diagramă punctuală. Deci noi topologia schemei prezentăm în formă de o matrice. Și lucrând cu schema, cu topologia aceasta, identificăm acele puncte, acel set de puncte unde trebuie... Mersi, da. Mersi. Stimați colegi, da, mai sunt, da, vă rog, întrebări. Deci vreau să felicit pe competitoare pentru finalizarea cercetărilor la această etapă. Cadrul tezei de doctor, am recunoscut, spunem așa, arealul de interes al conducătorului, pentru că s-au făcut aceste cercetări ani la rând și, iată, ei sunt, aceste cercetări sunt sintetizate aici, în această teză, prezentate într-o formă, aș putea numi, aplicativă. Domnul Rupăi, întrebare? Da, 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 neapărat funcționează. Da. Deci, ați menționat integrarea cu lănțoie, produsă în martie 2022. Am văzut în această lucrare și un exemplu de simulare pentru o schemă tip. M-ar interesa dacă ați analizat, spunem așa, caz real de implementarea acestei metodologii la în cadrul sistemului electrogen care publicim Moldova, dacă ați putea numi
deci careva noduri în care, în viziunea dumneavoastră, se îndeplinească acele cerințe de instalare a dispozitivelor pe nou. Ar influența integrarea în sistemul ENTSO-E aceste amplasamente? Da? Mulțumesc. La prima întrebare pot să răspund că încă nu am ajuns la nivelul de simularea rețelelor reale, dar sper urmează. Că urmează. Da. Pe urmă, deci numai decât conectarea aceasta între sisteme influențează asupra punctelor de amplasare a dispozitivelor. De ce? Noi aici am vorbit în general unde pot fi instalate dispozitivele PMU, dar în realitate există niște norme care impun instalarea dispozitivului în punctele transfrontaliere și între sistemele. Deci, în mod obligatoriu, acolo trebuie să fie instalat acest dispozitiv. Deci, un punct clar, asta e, deci, poziția transfrontalieră. Da, transfrontalieră și ca o recomandare din partea ENTSO-E, încă din anul 2022, a fost anume instalarea sistemului VAMS, da, care e bazat pe tehnologie măsurărilor fazorale sincronizate, și la noi și în Ucraina. Pentru că noi deja nu mai lucrăm cu sistemul SCADA la momentul dat. Caterina, vă mulțumim. Vă rog, stimați colegi. Da, vă rog. Caterina, cunoaștem cu toții cât este de dificil de elaborat o teză de dus până la capăt, să ajungem așa un moment fericit. Spuneți-mi, vă rog, la elaborarea cărui capitol ați întâlnit cea mai mare provocare și cum ați soluționat-o, pe scurt? Cea mai mare dificultate, la care capitol a fost și cum ați găsit soluția ca să depășiți? Cred că cea mai mare provocare a fost anume la capitolul 3, unde au fost analizate mai multe rețele electrice cu numărul de noduri de la 9 până la 57 și acolo foarte atent trebuie să fie la detalii, ca să nu pierzi ceva din algoritmul cel. Că rezultatul să fie corect. Dificultatea ținut de culegerea datelor sau de prelucrare? De prelucrare datelor, de anume verificare metodei pe schemele de tip TES. Pentru că fiecare dată a fost frică că ceva va fi încurcat și vom obține rezultatul frumos. Domnule primar, vă mulțumim. Încă întrebări? De ajuns. E de ajuns. Cred și eu că e de ajuns. Și respectiv, stimați colegi, ar fi momentul când, ca să-i oferim cuvântul doamnei da, secretare, secretar științifică, pentru membrii seminarului științific de profil au fost discutate în sesiunea întrebări-răspunsuri din cadrul acestui seminar. În ședinței preliminare Consiliului Științific specializat din 16 noiembrie 2023, membrii Consiliului au analizat răspunsul la nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teză de doctor a doamnei Murdi de Caterina, formulate de Ana Cec în anexa 12-12-05 din 03-11-23. Modificările operate au fost prezentate de către competitor, discutate și prin vot unanim aprobate.
Eu dau citire avizilor parvenite la această lucrare. Deci avem 5 instituții. Prima este Sarea Nord, de la domnul director tehnic Corbu Viorel. A doua instituție este Institutul de Energetică, domnul director Târșu Mihai. A treia este Termoelectrica S.A., domnul director Răzlovan Iurie. A patra este Universitatea Politehnică București, domn profesor universitar Golovanov Nicolae. Și a cincea instituție este Energocom, domn director Vânzar Victor. Sunt toate avizele pozitive și fără obiecții sau sugestii. Eu vă mulțumesc. Da. Deci, nu în cazul a cred de a oferi cuvântul pentru a reacționa la avizile date, da? Iată de ce mergem înainte, conform procedurii noastre, și îi oferim cuvânt conducătorului științific, domnul profesor nostru, da. Pentru a caracteriza. Dragi colegi, eu vreau și succint, deoarece Ecaterina a expus destul de detaliat. Deci, scopul lucrării, actualizarea parametrilor pasivi a elementelor sistemului sau rețelei electrice, în legătură cu aceea, în parcursul de exploatare a sistemului energetic, are loc modificarea acestor parametri. Având în vedere că până ce costul unui dispozitiv de măsură fazoreale sincronizate astăzi este costisitor, apare necesitatea de a amplasa în sistemul electroenergetic un număr minim de dispozitive care ne asigură că rețeaua electrică să fie monitorizată. În limbajul tehnic spune că rețeaua electrică să fie observabilitate. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că în baza acestor măsurători eu pot să efectuez calculul regimului pentru sistemul. Deci, domnul profesor, dacă noi vorbim care criteriu a fost utilizat, deci ca criteriu, având în vedere că pentru fiecare dispozitiv cheltuielile de exploatare sunt unii și aceleași, deci cheltuielile totale actualizate, sumare, vor fi minime când investițiile capitale vor fi minime. Dar investiții capitale vor fi minime, că numărul de dispozitive vor fi minime. Deci, pentru amplasarea s-a utilizat metoda mărimilor determinante. Această metodă a fost dezvoltată de fostul rector al Universității din Lviv, Maximovici Nicolae Grigoriici, o personalitate care a pregătit un manual care se numește Linii în electrice țepe. În orice teză, pentru calculul regimului, da, dumneavoastră o să întâlniți referință la această lucrare, necătând la ceea că a fost publicată anul 1961. Necătând la ceea că ideea metodilor mărimilor determinate nu aparține lui domnul Maximovici, aparține domnului Bogătăriov, dar dumnealui a sistematizat și a dezvoltat această lucrare. Deci, utilizarea acestor dispozitive de măsurări fazoreale sincronizate ne dă posibilitate ca prin transformări al sistemului de ecuații să obținem un sistem de ecuații lineare. Deci, dacă noi nu utilizăm măsurările fazoreale, sistemul de ecuații care descrie regimul permanent de funcționare este nelinear și poate soluționat numai prin metode iterative. Deci, în cazul de față, noi putem soluționăm acest sistem de ecuații liniar. Și important și alt lucru, că eu divizez de acum acest sistem și în cazul de față eu pot să soluționez fiecare ecuație independent una față de alta. Și în cazul de față apare posibilitatea că noi putem să determinăm și regimurile limite fără a obține rezultatele dorite. Deci s-a analizat calculul regimului permanent, s-a analizat și metoda estimării stării statice. Dacă să vorbim despre dezvoltarea acestei direcții, fără doar și poate apare problema de a
monitoriza rețeaua lecțiică de distribuție în baza indicațiilor contoarelor. Deci noi nu putem să instalăm în rețeaua lecțeică de distribuție aceste dispozitive, că ele sunt costisitoare. În rețeaua lecțeică de distribuție există contoare digitale și în baza acestor informații noi putem să dezvoltăm. Rezultatele obținute în teză ne demonstrează că lucrarea este o cercetare științifică finalizată și că doamna Murdide Caterina este un cercetător științific format cu o pregătire bună. Pe baza celor expuse mai sus, consider că lucrarea examinată corespunde totalmente cerințelor înaintate de an acest față de tezele pentru obținerea gradului științific de doctor în științe tehnice și respectiv competitoarea Murdide Caterina merită să-i acorde gradul științific de doctor în științe tehnice la specialitatea 221.01 Sisteme și Tehnologii Energetice. Și în încheiere, dar asta n-aș fi vrut ca să fie înscris, eu astăzi am aceleași emoții ca la examenul de intrare în doctorantură Institutul Energetic, când am ținut examenul la istoria partidului, nu la specialitate, dar la istoria partidului. Mulțumesc! Domnul profesor, vă mulțumim, da, doar tot. Mați colegi, acum a venit timpul, oferim cuvântul referenților oficiali. Deci primul referent e domnul profesor. Mulțumesc. Stimați colegi, eu am făcut, desigur, în detaliu cunoștință cu lucrarea respectivă. Vreau să vă spun că necesitatea efectuării acestei teze este foarte actuală, nu numai din cauza că elementele rețelilor electrice, liniile electrice, transformatoare și mai departe au un grad de uzură majorat care schimbă parametrilor pasivi. Aceasta duce la anumite erori în calcule și mai departe, dar în primul rând, mi se pare, în tendința modernă de a implementa tehnologia smart, tehnologiile smart în energetică, în electroenergetică, inclusiv aici în rețele electrice de distribuție, sistemele electroenergetice, care necesită așa monitorizarea online a regimurilor, așa, și necesită un sistem nou, o metodologie nouă de abordare, de achiziționare și perfectare a datelor respective, reieșind din regimul real de funcționare a rețelei, pentru a menține un regim optim în diferite situații de funcționare a rețelei. Și iarăși din aceste concluzii, din acest motiv, lucrarea este binevenită, așa, în lucrare, după care a fost pentru prima dată efectuată clasificarea metodelor de îmbunătățire, de recalcul, concretizarea parametrilor, elementelor, rețelilor electrice, reieșind din situația respectivă la momentul dat, așa, și în baza căreia au fost elaborate cu succes schemele de substituiri concretizate a transformatoarelor, liniilor electrice de tensiune înaltă, în prezentarea lor în diferite scheme GEP, transformatoarelor trifazate cu trei înfășurări și prin ecuațiile quadripol în dependență de problema sau care se soluționează. Un aport nou este și cel mai important, care este o parte componentă a tehnologiilor smart în achiziționarea corectă a parametrilor de regim, propunerea de a folosi tehnologia sau metoda vectorială sincronizată de obținere a datelor de regim, care a fost cu succes aplicată și a fost elaborată metodologia, algoritmul de justificare de estimare a locului optim și numărul optim de instalare acestor dispozitive, care este foarte important din punct de vedere atât economic cât și tehnic. Și acest fapt este un aport nou a doamnei Murdrit, care este, are și un caracter teoretic și un caracter practic. În afară de aceasta, de aceste componente, un aport pozitiv și de lăudat este că a fost propusă
metoda de linearizare a coaselor de stare, care iarăși în condițiile de monitorizare online a rețelelor electrice, așa, este foarte binevenită în micșorarea timpului de efectuare a calculilor, care comun simplific față de metoda iterativă. Lucrarea are un aport științific, fără doar și poate, un aport practic necesar pentru a modifica, a majora eficacitatea de funcționare rețelelor electrice și de implementare în perspectiva tehnologiilor smart. Necătând la aceasta, se pot face următoarele doleanțe și observații. Desigur că, după cum am spus, ar fi fost necesar de accentua, așa, că asta, elaborarea acestei metodologii, elaborarea lucrării respective, necesită, în primul rând, introducerea tehnologiilor smart energetic și monitorizarea online a regimului de funcționare a rețelelor electrice. De asemenea, în capitolul 1, în concluzii, mi se pare că punctul 3, se confirmă că studiul efectuat a arătat că minimizarea cheltuielilor de implementare a aparatelor de măsură sincronizată depinde de numărul aparatelor. Mie mi se pare că asta e o concluzie trivială. Desigur, cât mai multe aparate, cu atât mai mult cheltuielile. Dar, în fine, aceasta nu diminuează nici de cum calitatea și conținutul lucrării. Mai departe, algoritmii de amplasare optimă a dispozitivelor PMU sau PMU-1 nu reflectă faptul apariției unor restricții suplimentare, cum ar fi, de exemplu, dacă cum se vor efectua măsurări, dacă iese un tronson, o linie, un transformator sau din sistemul electroenergiei din funcțiune neprevăzut. Aceste condiții sau momente mi se pare că ar fi fost bine de a fi reflectate, măcar așa, calitativ. Corectitudinea algoritmilor de amplasare a dispozitivelor respective a fost efectuată prin testare în rețelele cu 9, de la 9 până la 57 de noduri. Desigur că ar fi fost de dorit, iarăși de dorit, de a efectua această testare și la rețele de înaltă tensiune cu mai multe noduri, care problema aceasta există și acolo. Nicătând la aceste observații, doleanțe, care poartă un caracter de binevenit și de doleanță și nu afectează nici de cum calitatea și conținutul lucrării, lucrarea este bine restructurată, logic expusă, toate concluziile sunt argumentate prin calcule concrete, prin curbe, grafice și concluzii. Lucrarea corespunde cerințelor lucrărilor sau către tezile de doctor în domeniul respectiv. Doamna Murdida a arătat capabilitatea de a rezolva orice problemă științifică din domeniul dat și eu cred că ea merită de să confere titlul sau gradul acum, da? Științific de doctor în științe ingineriești în domeniul respectiv. Mulțumesc! Da, domnul profesor, vă mulțumim și noi. Stimați colegi, mergem înainte și oferim cuvântul domnului doctor Radivo Tudor. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, onorată asistență, toți se putem observa că astăzi sistemele electroenergetice se confruntă cu un șir de convocări mari în privința modului de gestionare a acestora, fiind determinate de evoluția peisajului energetic și de o cerere crescândă a energiei electrice. Deci pentru a se adapta noilor cerințe privind creșterea acestui consum de energie electrică și dezvoltarea pieței de energie electrică, se dovedesc a fi adevărate provocări, rețelele electrice ar trebui să devină mai active, ceea ce poate fi obținut sau atins prin optimizarea funcționării sistemelor electroenergetice, și anume, prin ajustarea modelelor matematice ale elementelor sistemului pentru evaluarea condițiilor de funcționare ale lui, atât în regim permanent, cât și din punct de vedere al stabilității, prin implementarea unor este măsoare de stare distribuite în cadrul sistemelor electroenergetice de mari dimensiuni,
și prin dezvoltarea sistemelor de monitorizare și control pe aerul large, în baza măsurărilor sincronizate a parametrilor ce caracterizează starea sistemului electroenergetic în diferite secțiuni. Așadar, teza de disertație este originală din punct de vedere științific și reprezintă o lucrare pilot pentru domeniul implementării sistemelor de monitorizare și control pe aer extinse în Republica Moldova. Inovația științifică a tezei de disertație constă în o nouă abordare privind elaborarea modelelor matematice a elementelor sistemelor electroenergetice prin determinarea parametrilor pasivi și elementelor în baza măsurătorilor sincronizate. Printr-o nouă abordare privind soluționarea problemei de amplasare optimă a unităților de măsurări sincronizate în nodurile sistemului electroenergetic pentru a efectua calculul în timp real a parametrilor de stare curentă a sistemului și prin determinarea posibilităților sistemului electroenergetic de a funcționa cât mai aproape de limita de stabilitate pentru a reduce costurile congestiilor și pentru a crește gradul de utilizare activă. Aș vrea să menționez că am avut onoarea și o plăcere deosebită de a studia această teză de disertație. Parcursul mai multor discuții cu doamna Murtic, bineînțeles că noi am mai clarificat careva comentarii ale mele care au apărut, pentru că lucrarea este una foarte interesantă. Dar, oricum, în avizul meu, am prezentat careva obiecții și sugestii. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să le prezint și pe acestea. Și unul dintre motivele ce au condiționat definirea direcției de cercetare o constituie erorile de calcul a parametrilor pasive ai schemelor echivalente ale liniilor electrice și transformatoarelor de putere. În teza de disertație se arată că factorii externi care influențează enorm erorile parametrilor pasive ai schemelor echivalente ale liniilor electrice sunt modificările temperaturii și factorii meteorologice. Iar în cazul transformatoarelor de putere, reglarea tensiunii sub sarcină, având un impact mai mare asupra modificării parametrilor pasive ai lui. Factorii menționați au un caracter stocastic, determinat de anul timp, partea zilei, sarcină în moduri, eventual poziția propriilor dispozitivului de regulare a tensiunii sub sarcină a transformatoarelor de putere. Așadar, nu este clar cum se vor determina valorile parametrilor pasive ai schemelor echivalente ale elementelor sistemului electroenergetic, care urma să fie considerate de operatorii rețelelor electrice de distribuție și transport pentru calculul curenților de scurt circuit și setarea reglajelor protecției prin relee, reieșind din unele recomandări prezentate în teză. Câte grupuri de reglaj ar fi să se determine în acest caz pentru protecția anumitor elemente? În teza de disertație se constată că uzura fizică a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova constituie mai mult de 60%, iar unul dintre avantajele metodii de calcul al valorilor parametrilor pasive, schemelor echivalente ale elementelor sistemului față de aplicarea metodelor și modelelor clasice, simplificate, constă în considerarea impactului uzurii asupra modificării acestora. Totodată, în teza de disertație se face referință la datele statistice cu privire la factorii care influențează calculul parametrilor pasivi și se evidențează faptul că uzura nu influențează parametrii pasivi referenți liniilor electrice și transformatoarelor de putere, pentru că impact uzura o are doar asupra determinării conductanței echivalente a transformatorului de putere. Odată în lucrare, se menționează că unitățile de măsurare fazoreală sau sincă fazorii ar trebui să fie conectați la înfășurarea secundară de măsură a transformatorilor de curent, cu clasa de precizie 0,2 sau 0,5, pentru a asigura o acuratețe cât mai înaltă a rezultatelor măsurătorilor conform prevederilor standardelor în vigoare. Odată sincă fazorii asigură controlul în timp real parametrilor ce caracterizează stabilitatea sistemelor electroenergetice, detectarea fluctuațiilor de frecvență, puterii, a diferitelor unghiuri de fază. La apariția unor perturbații mari în sistem, cum ar fi curent de scurt circuit sau variații mari ale sarcinii, ceea ce a condiționat funcționarea pe caracteristica voltamperică pe sectorul nelinear al înfășurării de măsură. Deci, în aceste considerente, unitățile de măsură sincronizate se conectează în înfășurările de protecție ale transformatoarelor de curent cu clasă de precizie P, însă punct de inflexiune mai înalt, ceea ce asigură o precizie mult mai mică, dar un grad de saturație ridicat. Așadar, ar fi rezonabil în viitor analiza studiului privind utilizarea transformatoarelor electrono-optice sau așa numitor traductoare de curent și tensiune, care nu funcționează pe principiul clasic de măsurare a parametrilor și nu pot intra în saturație, asigurând o clasă de precizie înaltă pentru conectarea unităților de măsurări sincronizate. Mai colegi, o teză de disertație reprezintă o lucrare de calificare și vreau să
menționez faptul că doamna Murdid a elaborat o lucrare mult prea bună de calificare, iar eu am avut o plăcere deosebită să o studiez. Și consider că ea cu siguranță merită conferirea gradului științific de doctor în științe tehnice. Făcând o scurtă analiză a lucrărilor susținute în ultima perioadă în domeniul electroenergetic, eu personal o spun fără reținere că am ajuns la concluzia că această lucrare este cea mai bună. Deci ea m-a impresionat mult prea tare. Și din nefericire ar fi totuși să menționez cu toată convingerea că după mine noi am ajuns la final sau la saturație. Și eu început. Privire la tezele de doctor sunt în acel domeniu electroenergetic în Republica Moldova. Totodată eu îi doresc mult sănătate domnului profesor Stratan, conducător, sperând că dumnealui va mai lucra. Până la 100 de ani, până la 100 de ani. Eu mi-aș dori să fie mai mult, domn profesor. Astfel încât să obținem noi rezultate frumoase în acest domeniu. Ecaterina a demonstrat că scopul da, pe care și l-a propus în această disertație a fost atins prin modelele matematice elaborate și prin rezultatele obținute. Ecaterina, felicitări! Da, vă mulțumim, doctor. Vă mulțumim timpul să-i oferim cuvânt doamnei pretendent ca să poată reacționa la abilice și o abilice. Băi, rușești! În primul rând, vă mulțumesc de suflet pentru analiza detaliată a tezei mele. Pentru ce frumoase. Și pentru sugestiile și obiectele care ați demonstrat. Și la obiecțiile și sugestiile pot răspunde următoarele. Avizul domnului profesor doctor habilitat Mihail Chiorsa. La prima întrebare pot să răspund că evident că impulsul dezvoltării tehnologiilor de măsurări fazoriale sincronizate a dat implementarea pe scară largă a tehnologiilor SMART, care presupun monitorizarea indicatorilor și parametrilor în regim online, ceea ce este pe suprafață. Noi permanent vorbim despre monitorizare în regim online. Dar trebuie de menționat că datele obținute de la dispozitivele de măsurări fazoriale sincronizate pot fi utilizate atât pentru monitorizarea parametrelor în acest regim online, cât și pentru analiza regimurilor post-avarie, ce reprezintă un instrument foarte important și folositor. Când pe baza măsurărilor efectuate în același moment de timp în diferite noduri ale rețelei electrice, se formează o imagine completă a evenimentului produs. Și ținând cont de sugestia dumneavoastră, cred că o să găsim un compromis. Să fie pus accent atât pe monitorizare în regim online, cât și caracterizarea implementării acestor tehnologii pentru datele istorice. La a doua întrebare pot să răspund că luând în considerație că cheltuieri de exploatare și mentenanță a dispozitivelor de măsurări fazoriale sincronizate sunt de același nivel pentru fiecare not unde ele sunt instalate, se consideră că minimizarea cheltuielilor total actualizați depinde de cheltuieli capitale, de procurarea dispozitivelor. Și aici vorbim nu numai despre cantitatea dispozitivelor, ci și despre calitatea lor, pentru că fiecare set de fazori, de trei fazori ale curenților sau ale tensiunilor costă bani. Și din acest motiv, locul unde vom amplasa acest dispozitiv ne obligă să facem calcul cheltuielilor pentru procurarea anumii dispozitivelor
dispozitivelor care va fi combinabil pentru stația aceasta electrică, pentru punctul dat de instalare. În dependență de numărul curenților și tensiunilor care trebuie să fie măsurat în punctul corespunzător. Prin alte cuvinte, cheltuielile totale actualizate vor fi minime dacă numărul de dispozitive de măsurare sincronizate necesare pentru asigurarea observabilității regimului rețelei electrice va fi minim. La a treia întrebare sau sugestie, sunt de acord că în această teză nu au fost reflectate întrebare despre restricțiile suplimentare care pot apare la amplasarea optimă a dispozitivelor în rețelele electrice. Ci pe parcursul cercetărilor această întrebare a fost reflectată în cadrul unui forum Forum 2016 în România. Aici nu am luat în considerație aceste restricții pentru că scopul a fost dezvoltarea algoritmilor noi și compararea rezultatelor care putem primi prin aceste metode noi cu cele existente. Dar e foarte complicat de găsit niște informații în cercetările ce sunt în domeniul acesta, care reflectă atât demonstrarea algoritmului altor autori cu restricții suplimentare. De aceea noi am mers după scenariul curat, atunci când avem numai amplasarea optimă, în general, fără restricții suplimentare. Dar, revenind la a patra sugestie, pot să spun că în continuare se va analiza și utilizarea algoritmilor dezvoltați în cadrul tezii pentru amplasarea optimă a dispozitivelor în nodurile rețelei electrice ale sistemului electroenergetic național. Și anume aici, introducerea acestor restricții suplimentare, cum ar fi pierderea canalului de comunicație, deconectarea linii electrice, modificarea regimului de funcționare va prezenta un interes practic. Da. În adresa domnului Tudor Radilov, vreau să menționez că, reșind din prima întrebare despre numărul reglajelor ale protecțiilor prin relie, pot să spun că dezvoltarea modernă a protecției prin relie cu implicarea tehnologiei de măsurări fazoriale sincronizate prevede nu modificarea reglajelor, ci un supliment, un mecanism suplimentar bazat pe niște rețele neuronale, pe niște intelecte artificiale care adaugă contribuții la protecția tradițională. Deci, noi, dacă vorbim despre implementarea tehnologiei de măsurări fazoriale sincronizate, presupunem că vor fi recalculați curenți de scurt circuit. Evident că merge vorba despre recalcul parametrilor pasivi. Vom ridica sensibilitatea treptelor de acționare, dar nu vorbim despre recalcul reglajelor protecțiilor tradiționale. Vorbim numai despre aceste mecanisme suplimentare care pot modifica atât timpul de acționare, cât și niște valori de acționare a protecției la treptele de rezervă îndepărtată numai. Deci, în principiu, așa este structurată acum această protecție modernizată.
La două întrebare pot să răspund că uzura fizică are un impact negativ asupra parametrilor pasiv ai transformatoarelor și liniilor electrice. Și deși sunt puține cercetări ce analizează în ansamblu acest fenomen, am găsit numai o cercetare care arată dependența matematică între uzura fizică și pierderi în transformator de putere. Pe parcursul, totuși aici trebuie de menționat că pe parcursul duraților de funcționare a liniilor electrice tot are loc modificarea parametrilor. De exemplu, modificarea săgeților a conductoarelor sub influența factorilor externi, de exemplu, depunerea de chicere, acțiunea presiunii dinamice a vântului, și influența acestor factori are un efect cumulativ. Săgețele se modifică în mod diferit pentru diferite faze, ceea ce aduce la modificarea reactanței inductive și susceptanței capacitive. De ce în teza a fost indicată valoarea uzurii echipamentului electric în Republica Moldova ca motiv determinant pentru inițierea procesului de actualizare a parametrilor pasiv ai componentelor din sistemul electroenergetic național? La a treia întrebare, sunt de acord cu sugestia referentului despre necesitatea implementării transformatorilor electrono-optice, adică traductoarelor de curent și tensiune. Însă, deși ei asigură o clasă de precizie înaltă, sunt costisitoare la momentul acest de timp, impun modernizarea completă sau reconstrucția totală a circuitelor de măsurare, de evidență energiei electrice și de protecție prin relee. De aceea, în lucrarea dată este recomandată utilizarea transformatoarelor instrumentale de clasă 0.2-0.5 pentru actualizarea parametrilor pasiv în scopul reducerii erorilor de calcul. Deci, recomandarea a fost făcută în cadrul implementării metodelor dezvoltate în cadrul acestei lucrări. Dacă vorbim despre necesitatea evaluării parametrilor pasivi ai liniilor electrice și transformatoarelor, aceste dispozitive trebuie să fie instalate în circuite secundare ale transformatoarelor de curent cu clasă de precizie 0.2-0.5. Deși în viitor apropiat, sperăm că în Republica Moldova vor fi instalate aceste dispozitive noi ca traductoarele optice de curent și de tensiune. Ecaterina, asta este răspunsul la obiecție aduse de referință. Da. Să vă spun că pe parcurs a apărut o mică întrebare la mine și vă rog să-mi dați un răspuns. Și totuși înțelegem că parametrii pasivi ai elementelor sistemului vor varia în timp, în virtutea factorilor de care ați vorbit dumneavoastră. Dar care e concluzia dumneavoastră și recomandarea vis-a-vis de frecvența actualizării acestor parametri, plecând de la nevoia utilizării parametrilor pasive în calculul regimului? Deși nu am atras atenția la acest aspect în cadrul tezei, da, pot spune că numai cercetările ulterioare ne vor da răspunsul la această întrebare, pentru că aici implicăm și statistică calculelor, estimărilor și mai departe. Și numai pe parcursul mai multor ani de cercetare vom găsi o soluție potrivită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Stimați colegi, Ecaterina, puteți lua loc? Da, stimați colegi, am ajuns la faza când putem să ne exprimăm părerea asupra valorii științifice ce a tezei. Și lucrul ăsta se propune din început cu, nu cu membrii Consiliului,
dar cu ceilalți veniți din afara Consiliului. Doritori, dacă sunt, vă rog, cine dorește, ca mai apoi vom trece și noi la discuții la acest subiect. Sunt doritor de a lua cuvântul și a se da cu părerea, mă rog, din cei care nu sunt membri. Domnul profesor. Da, da, domnul profesor. Domnul profesor, Bogora. Trebuie să mă prezint în caz când au loc filmări sau nu, numai decât. Puteți să vă prezentați odată. Da. Este domnul profesor Victor Pogora. Mulțumesc. Stimat domn președinte al Consiliului, stimați membri al Consiliului, stimați referenți, mult stimat conducător al tezei de doctorat. Eu aș vrea să menționez că o cunoaștem pe doamna Ecaterina încă de pe scaunele studenției acolo, fiindcă ea a făcut studiile la noi, la facultate, la specialitate corespunzătoare. Eu vreau să menționez că ei s-a implicat în cercetare încă de pe atunci, participând cu rapoarte la conferințe studențești și după aceea la conferințele de acum internațional SEUMEN, la FOREN, și eu consider că mie este un cercetător de acum format. Mai mult ca atât, ce ține de valoarea științifică a tezei, a fost vorbit, a fost spus și despre referenții. Din partea referenților acolo și am ascultat lucrarea în cadrul seminarului științific, unde tot am menționat, da, lucrarea are o valoare științifică indiscutabilă, se abordează niște probleme destul de complexe din domeniul electroenergetic. De aceea, nu o să mă refer mult aici. Eu vreau mai mult să menționez că, cunoscând-o pe doamna Ecaterina de mulți ani de zile, mi-am format niște impresii despre dânsa ca un om foarte determinat în cele ce le face, foarte corect, și cele ce a făcut dumneavoastră, pe parcursul activității și în calitate de cadru didactic la noi, la facultate, eu consider că ea are merite destul de considerabile, deoarece a participat activ în crearea unui laborator de protecție prin relee performant cu utilizarea unor dispozitive cu microprocesoare de tip SEL, și Dumnezeu a fost aceea care s-a implicat și programările astea, a dispozitivele astea, fiind făcute la distanță și transmise datele prin internet, ceea ce se practică în sistemul electroenergetic la moment, adică studenții noștri s-au încadrat în niște studii a unor sisteme foarte performante din protecțiile prin RE și aportul meu este considerat. Altceva cât Meia a dus lucrări de laborator la disciplina corespunzătoare și nu numai, și la procesele tranzitorii, unde am fost titular. Meia a fost asistent universitar și a dus lucrări de laborator la această disciplină, tot niște lucrări de laborator complexe, cu modelări în MATLAB, cu utilizarea MATCAD-ului acolo, și tot așa a demonstrat o capacitate de a se adânci în aceste probleme și a fost un efect foarte pozitiv și pentru studenții ăștia care au trecut cursul corespunzător și au studiat disciplinele date. Eu mi-am închipui că dumneavoastră în orice activitate demonstrează o responsabilitate deosebită. Numai un moment vreau să menționez, că dumneavoastră nu mi se întoarce limba să spun că a fost vorbitoare de limbă rusă. Am mai de-am ajuns și invers. Dumneavoastră este și vorbitoare de limbă rusă.
Dumneavoastră vă dați seama, vreau zic, la ce nivel dumneavoastră a prezentat acum teza asta. Și asta tot o caracterizează, vreau zic, ca personalitate, ca persoană. Doamna Ecaterina, eu vreau să vă doresc numai mult succes, vreau zic, în continuare, să activați, să vă vedem alături de noi acolo și toate cele bune doresc. Profesor, vă mulțumim pentru evaluarea oferită. Stimați colegi, membri ai Consiliului, acum a venit timpul nostru să ne dăm cu părerea asupra acestei lucrări. Nu, probabil trebuie să încep de la mine, ca mai apoi să trecem toți cei cinci membri. Și eu aș vrea să menționez că am o satisfacție deosebită de la această prezentare, de la această lucrare, chiar dacă esența ei o cunosc de-a lungul anilor lucrând aici la facultate, toți împreună, dar suntem la timpuri noi. Vă rog, era digitalizării în plină desfășurare în lume, poate nu cu acea viteză care ne-o dorim și prezentă în Republica Moldova, dar oricum nu putem ocoli, va trebui să trecem și noi prin tot ceea ce ține de acest fenomen. În plus, e cazul de a mai menționa odată că Republica Moldova este parte, de fapt, nu știu dacă oficial, bănuiesc că oficial încă nu, parte a ENZO-E, ar putea domnul Gropa să ne spună, poate a auzit, dar bine, a trebuit. În calitate de observator. De observator, asta, da. Suntem prezenți acolo, deja acolo, și deci toate realitatea la care mă refer ne cere să facem tot pentru a fi în rând cu timpul în care le trăim și ne impune să dezvoltăm noi metodologii care corespunde, spuneam, în timpul date. Digitalizarea este ceva care absolut penetrează întreaga societate și sistemele energetice numai decât. Doi, am fermă convingere că această lucrare și rezultatele ei vor fi utilizate în gestionarea consumurilor energetice în sistem în baza conceptului de demand response, care mai degrabă sau mai târziu noi va trebui să-l realizăm în cadrul efortului general european. Da. Așadar, vă rog, avem o lucrare de o actualitate deosebită, o lucrare care aduce o contribuție cu certitudine practică și științifică și pretendentul merită pe deplin oferirea titlului de doctor în științe inginerești. Da. Asta e concluzia mea și închei spunând că am pe suflet o impresie foarte plăcută de la faptul că avem de-a face cu o lucrare foarte drăguță, drept trebuie să recunoaștem că lucrarea asta a necesitat un efort deosebit sub aspectul chiar și timpului, munca de-a lungul unei perioade îndelungate de timp a condus la ceea ce avem azi. Da, vă mulțumesc și ofer cuvântul secretarului științific să se dea cu părere. Și tot așa vă rog, stimați colegi, ceilalți trei membri, tot așa vom trece. Care merg în paralel la noi, deci proiectul de conectare sincronă să e Republicii Moldova și Ucraina la sistemul ANTOIES și a doilea proiect fiind de integrare a SE României prin construirea liniilor electrice de 400 kV, utilizarea pe scară largă a tehnologiei de
măsurări fazoriale sincronizate și îmbunătățirea modelilor matematice ale SAE naționale este de o importanță majoră pentru noi, Republica noastră. Dacă nu mă refer la noutatea și originalitatea lucrării, atunci rezultă din fapt s-au dezvoltat metode de identificare a parametrilor pasivi ai schemelor echivalente pentru liniile electrice și transformatoare de energie pe baza măsurărilor fazoriale sincronizate realizate în unul sau două regimuri. Totodată s-au dezvoltat algoritme pentru amplasare optimă a dispozitivului de măsurări fazoriale sincronizate. În lucrare a fost demonstrat că în condițiile utilizării tehnologiei măsurărilor fazoriale sincronizate devine posibil utilizarea metodei de misiuni locutare determinate, metode de bilanțurile curenților și termoclamoturi, metoda quadricolului pentru a introduce noi abordări privind identificarea parametrii și respectiv calculul regimului parametrului funcțional. Dacă mă refer la nivel de bază științifică, tezei este destul de înalt. Redactarea lingvistică a tezei corespunde unei tezei de doctor și în contextul celor expuse vreau să spun că doamna Ecaterina Putit întrunește, deci lucrarea mea întrunește toate cerințele și dumneia are toate abilitățile de a primi titlul de Da, vă mulțumesc și eu, doamnă doctor, și eu ofer cuvântul domn profesor de la margine. Da? Da. Eu nu sunt mare specialist în tematica asta, dar vreau să spun că lucrarea este fundamentală. Și autorul s-a stăruit din toată forța ca să demonstreze aici niște lucruri care se referă la nu ansamblu, dar la domeniu respectiv. Eu cred că lucrarea poate fi apreciată o notă înaltă și autorul mi se poate conferi titlul de doctor în știință. Inginer ești? Inginer. Da, vă mulțumesc, domn profesor. Domn doctor Europa. Vă mulțumesc. Pe această cale, iată, am onoarea să-l salut și pe domn profesor Golovanu de la București. Domn profesor, bună ziua! Bună ziua! Ne bucurăm foarte mult că sunteți cu noi. Cu siguranță o să aveți ocazia să vă expuneți asupra lucrării și o să ne bucurăm de acest fapt. Deci, dacă permiteți, am menționat cele care mă interesau în mod special. Ce înseamnă? Da, integrare cu ENSOE pentru noi este prioritară. În noiembrie, Mold Electric, antreprenderea de stat, operatorul de transport al rețelor de transport, operatorul de sistem, deci a obținut statut de membru de observator în ENSOE și acest statut îi oferă mai multe posibilități, dar și roluri în situația pe care noi avem cu privire la funcționarea sistemului electroenergetic național. Nu mai avem doar frontiera noastră, deci trebuie să ținem cont și de restul, astfel că careva perturbații ar putea să afecteze întregul sistem și noi aceste situații nu putem să le acceptăm. Cu siguranță, Mold Electric are un rol esențial în acest proces. Cu siguranță, aceste dispozitive ar permite în timp util să reacționăm prin diferite măsuri, fie cu identificarea altor căi de aprovizionare a consumatorilor fără să-i deconectăm în cazul unor avarii grave. Da? Deci, informarea în timp real ne-ar permite operativ să luăm astfel de decizii și, respectiv, vorbind de piața de energie electrică și menționez că absolut recent, în decembrie, câteva zile în urmă, în Parlament au fost aprobate modificări asupra legii 107 cu privire la energie electrică,
în care sunt introduse aspecte legate de funcționarea pieței de energie electrică. Noi ne dorim mai multe regenerabile să racordăm, iar aceste dispozitive ne-ar permite să monitorizăm funcționarea acestora și reducerea dezechilibrelor provocate de funcționarea intermitentă a acestor surse. Deci este imperativ ca această cercetare să continue și vă îndemnăm să nu vă opriți aici. Domnul doctor, vă mulțumim și cuvânt urmează să-i ofer doamnei doctor Cruzov. Bună ziua, stimați colegi, așa cum ați înțeles fiecare dumneavoastră, lucrarea doamnei Mordei de Caterina este dedicată studiului și modelării matematice a elementelor sistemelor electroenergetice în baza acelei tehnologii măsurărilor fozoreale sincronizate, care este o tehnologie relativ nouă și ea permite de a măsura sincronizat vectorii de curent, de tensiune în modurile sistemului electroenergetic, acolo unde sunt instalate unități speciale de măsurare. Anume, acest sistem de măsurări constituie acel complex de date informaționale care permite o modelare matematică mai exactă a sistemelor electroenergetice moderne și, totodată, realizarea unui calcul calitativ al regimurilor sistemelor aferente, din contul, să spunem așa, unei precizări mari din sincronizare a măsurărilor. În acest context, autoarea în lucrare și-a propus de a aplica această tehnologie în sistemul electroenergetic național și de a dezvolta metode și algoritmi pentru modelarea matematică a elementelor sistemului electroenergetic. Prin analizele care au fost efectuate, rezultatele care au fost obținute, lucrarea doamnei Mordei de Caterina are o importanță deosebită teoretică și practică. Algoritmii care au fost dezvoltați pentru modelarea matematică a elementelor sistemului electroenergetic asigură acea consistență științifică a lucrării și în baza celor expuse, în final, menționez că lucrarea corespunde tuturor cerințelor care sunt impuse unei teze de doctor, iar competitoarea merită să se conferie acel titlu științific de doctor în științe ingineriești, la specialitatea 22101. Mulțumesc! Doamne doctor, vă mulțumesc mult! Da, și rămâne, vă rog, doamna doctor, conferențiar Corina Chinencin. Stimați colegi, Ecaterina, nu știu dacă are rost să mai vorbim ceva în plus despre, sau dacă pune cineva la îndoială, actualitatea temii și cercetării care a efectuat-o Ecaterina în lucrarea sa. Ținând cont de faptul că tot ceea ce ține la moment de eficiență energetică, continuitatea alimentării cu energie, nu are importanță termică, electrică, cât și fiabilitatea tuturor instalațiilor, rețelelor din acest domeniu este o prioritate de la nivel național, acum la, la moment. Și de fapt întotdeauna a fost, dar acum se simte că se investește mult în, în domeniul dat, se efectuează studii, dar totuși în continuare, ca practician sau mai bine zis ca specialist care lucrez în sectorul real, menționează încă o dată că este foarte important să avem cât mai multe cercetări avansate în domeniul energetic. Ne mai mirăm în continuare că, sau cel puțin eu sunt profund uimită de faptul că mai sunt așa specialiști în Republica Moldova care doresc să facă cercetări în acest domeniu. Și este de apreciat
efortul, perseverența, tenacitatea cu care merg iată spre susținerea tezilor de doctor, anume în domeniul energetic. Ceea ce ține de lucrare, într-adevăr, lucrarea este efectuată la un nivel foarte înalt, conține toate elementele necesare care trebuie să le aibă o teză de doctor, iar Ecaterina, cu siguranță, merită conferirea gradului științific de doctor, doctor în științe inginerești. Corina, dacă îmi permiți o paranteză, atâta timp cât vor fi probleme în energetică, cercetarea va continua. Da, și încă un lucru am uitat să menționez, că am și emoții. Eu vă doresc din tot sufletul, Ecaterina, ca tot efortul dumneavoastră și tot studiul și cercetările dumneavoastră să nu se finalizeze aici și să rămânem a fi materializate într-o teză care o să stea undeva acolo și o să se părpuiască. Vă doresc din tot sufletul ca să ajungeți să vedeți rezultatele cercetării dumneavoastră aplicate în sectorul energetic național. Din tot sufletul vă doresc. Asta e foarte important. Colegi, noi am avut impresia că toți membrii, am impresia că toți membrii s-au expus. Mă uite domnul profesor Golovanu. Domnul profesor, ați dorit ceva să spuneți? Nu auzim de dumneavoastră. Domnule secretar științific, pentru a da citire proiectul de hotărâri referitor la gradul de noutate, valoare științifică și practică, rezultatelor obținute. Dar el aude, domnule Golovanov. Dumnealui aude, da? Da, stimați colegi, continuăm. Da. Mulțumesc, domn președinte, am citire proiectului de hotărâre referitor la gradul noutate și valoarea științifică și practică rezultatele obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat. Deci se conferi doamnei Murdie de Ecaterina titlul științific de doctor în științe ingineriești, specialitatea 22101 sisteme și tehnologii energetice și solicită Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, confirmarea hotărârii Consiliului Științific Specializat de a conferi doamnei Ecaterina Murdie titlul științific de doctor în științe ingineriești la specialitatea 22101 sisteme și tehnologii energetice și eliberarea diplomei respective. Astfel, rugăm membrii Consiliului să se retragă în biroul 221 pentru a vota privat în conformitate cu punctul 13 al anexei 16 de regulamentul de funcționare Consiliului Științific în ACEC. Și, deci, în scurt timp, comisia va reveni și vom, membrii Consiliului vor reveni și vom continua ședința. Stimați colegi, vreau să cred că am înțeles toți că acum urmează să mergem în 2-2-2. 2-2-2 care? 2-2-1, vizavi. Domnul profesor, eu vă mulțumesc mult. Răcicat, vă mulțumesc, domnule profesor Stratan, pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Îmi face mare plăcere să vă văd din nou de la distanță oricum. Și îmi face mare plăcere să-i spun domnului Stratan că au apreciat teza prin modernitatea ei, prin abordarea unor aspecte absolut noi și care sunt poate de mare viitor. Sigur că acest sistem de PMU este foarte, foarte bun pentru analizele de stabilitate. Colega doamna Ecaterina a făcut, a încercat să găsească soluții și pentru sisteme mai mici, cum e cel de Moldova, și datele pe care le obține sunt extrem de interesante pentru analiza sistemului. Partea de optimizare, sigur că este foarte importantă, mai ales că se face economie importantă la aceste echipamente care sunt încă destul de scumpe. Rezultatele pe care le-a obținut colega noastră, cred că sunt importante, sunt importante pentru sistemul energetic din Republica Moldova, sunt importante și pentru partea științifică a lucrării și eu, în principiu, am apreciat, de fapt, i-a spus domnul profesor Stratan, că am apreciat lucrarea și sunt convins că datele pe care le-a prezentat fac corespund unei lucrări de doctorat în domeniul de științe, sisteme și tehnologii energetice.
Sunt de acord și mi-ar cu mare plăcere să ascult această teză, dar mulțumesc, domnul profesor. Domnul profesor, vă mulțumim mult pentru cuvintele calde la adresa pretendentului nostru. Să ne auzim de bine și pe viitor. Așa. Acum... La mulți ani, profesor, la mulți ani. Acum, stimați colegi, noi continuăm. Aducem la cunoștință rezultatele votării. Consiliul care a ieșit în odaia de alături și a votat. Și îmi permiteți să dau citire decizii luate. 1. A conferi doamnei Caterina Murdit titlul științific de doctor în științe inginerești la specialitatea Sisteme și Tehnologie Energetice 22101. 2. A solicita Ana Cecului, da, confirmarea hotărârii Consiliului nostru de conferire a titlului de doctor în științe inginerești doamnei Caterina Murdit la specialitatea dată și eliberarea diplomei respective. Asta a fost rezultatul votării. Rezultatul votării propriu zis a fost pro 6, contra 0, s-au obținut 0 persoane. Așadar, stimați colegi, la moment vreau să-i ofer cuvântul Ecaterinii, da? Câteva cuvinte, dacă aveți de spus ceva, și mai apoi încheiem. Da, te rog. Adresez sincere mulțumiri și recunoștință mea tuturor celor care mi-au oferit suport la toate etapele din elaborarea tezei de doctor. În primul rând, aș vrea să mulțumesc conducătorul tezei, profesor universitar, domnul doctor Ion Stratan, care a avut încredere în mine și cu perseverență și cu răbdare mi-a îndrumat. A fost alături în eșecuri și succese. Sunt foarte recunoscătoare membrilor Consiliului Științific și referenților oficiali pentru aprecieri, pentru sugestii și comentarii utile asupra tezei, pentru aprecierea înaltă a rezultatelor obținute în cadrul cercetării. Sincere mulțumiri aduc colectivului de colegi din cadrul Departamentului Energetică pentru sprijin și încurajare. Și în primul rând, doamne inima, dobre pentru suport psihoemoțional. Pe final, dar nu în ultimul rând, în mod deosebit, vreau să mulțumesc familiei mele pentru dragoste, răbdare și mult atenție. Mulțumesc mult! Am iubit! Suntem alături de tine. Te felicităm, îți mulțumim pentru efortul realizat pe parcursul anilor. Ai prezentat o lucrare foarte interesantă și bună. Încă o dată zic, apreciem efortul ăsta. Îți dorim multă sănătate și noi dezvoltări aici în cadrul Universității Tehnice Moldovei. Da, mersi mult! Stimați colegi, asta a fost ceea ce am avut de a trece procedural la subiectul zilei. Vă mulțumesc mult pentru participare tuturor, membrilor și celor din exteriorul Consiliului.